L-a întrebat pe patronul societății de unde atâta lipsă de respect față de oamenii aceștia. Lucrul cel mai grav constatat de noi în acea zonă a fost, deci pe această platformă, a fost faptul că aceștia la un moment dat incinerau un deșeu adeziv ureu, o formă aldehid, deosebit de periculos, și incinerarea lui sub temperatura de 600 de grade Celsius a dus în degajarea atmosferei acidului cianic. Trebuie să vă spun că au ars sute de tone de asemenea adezivul ureu, o formă aldehidă solidă, și că la ora actuală pe rol se află, de fapt noi am fost cei care am depus o plângere penală în acest sens, se află începerea urmăririi penale, deoarece, citesc din rezoluția primului procuror, angajați ai societății Cronoșpan au ars deșeuri adezivuri o formă aldehidice și au degajat în atmosfera municipiului Sebeș substanțe periculoase care au pus în pericol sănătatea populației din zonă. Mi se pare o activitate, că mi se pare, am ajuns la concluzia că este o activitate lipsită de respect, o activitate care efectiv nu reușim să înțelegem de ce au ajuns în asemenea situații. De precizat este faptul că directorul de divizie chimică, domnul Preț, ceva în genul ăsta, nu-i rețin chiar exact numele, la un moment dat când este întrebat de un reporter al programului de televiziune Realitatea, în sensul că de ce au depozitat deșeuri extrem de periculoase la groapa de gunoi a orașului, ce credeți că a putut să răspundă acesta? Am procedat tipic românesc. Incredibil. Așa cum vă spuneam, da, bun, trebuie să vă mai spun faptul că ne-a îngrijorat foarte mult și cum de-au putut să își permită să facă o asemenea poluare brutală în orașul nostru. Pe la urechile mele a auzit că cineva din APM Alba Iulia are niște relații cu această societate. Trebuie să vă spun că am reușit să facem dovada acestui aspect. Era vorba de directorul executiv al Agenției de Protecție a Mediului, domnul Todea Vasile, care prin firma sa Luxor LTD avea un contract de prestări servicii care încasa lunar bani și, ca să vedeți până unde poate să ducă, să spune așa, nivelul de nesimțire la niște oameni, în momentul în care a fost întrebat de acest contract, spunea că nu și-a aduce aminte. Incredibil. Dar, în schimb, în fiecare lună încasa bani de la această societate pentru niște prestări de servicii. Nu știu dacă o să aveți timpul necesar. Eventual, cei interesați aș putea să vă pun la dispoziție o serie de date din documente oficiale ale Gărzii Naționale de Mediu, ale Agenției Naționale de Protecție a Mediului, de unde reiese depășiri frecvente ale valorilor limit admise la forma aldehidă, la COT, la carbonic organic total. Sunt probleme și cu apele reziduale. Un aspect iară pe care ne îngrijorează foarte tare este faptul că aceștia își deversează apele reziduale în canalizarea orașului. Spre rușinea noastră, spre rușinea municipalității, vreau să vă spun că această stație de epurare nu funcționează, iar aceste deșeuri extrem de periculoase sunt deversate în râul Sebeș, care vă dați seama că este serios afectat. Mai trebuie să vă spun că opoziția noastră vehementă a început în momentul în care am aflat că aceștia și-au construit o instalație de producere a formolului la o capacitate de 60.000 de tone anual. Pe masă am niște, și vă spuneam că nu, această societate nu inspiră încredere și că dă dovadă de lipsă de respect față de cei din zonă. În fața mea am niște poze de la acea instalație de 60.000 de tone din Franța, făcute înainte ca aceștia să ridice această instalație extrem de performantă și care să o aducă în Sebeș, să o instaleze ca fiind o instalație de, spuneau ei, de ultimul nivel al tehnologiei. Le puteți vedea aici.
este o zonă părăsită de foarte multă vreme, la care îi spun că la data în care au ridicat-o, această instalație funcționa, cred că veți putea trage singur concluzii de performanța acestei instalații. Uitați-vă, multe dintre ele, dintre componentele instalației sunt dezmembrate. Așa că înțelegem îngrijorarea celor din Brașov, având în vedere și, bineînțeles, ei luând la cunoștință de ceea ce s-a întâmplat la Sebeș, de modul în care aceștia înțeleg să opereze și să respecte pe cei din jurul lor. Referitor la dezbaterea de mâine, dați-mi voie să vă spun că noi avem o experiență foarte tristă. De exemplu, în data de 19 mai a avut loc la Sebeș o dezbatere publică privind acordarea avizului de mediu, unde conducerea Cronoșpanului, în ciuda, rețineți, în ciuda unor înțelegeri prealabile, în care discutam cu directorul de imagine a Cronoșpanului, domnul Sebastian, îi spuneam că, domne, să lăsăm ca aceste dezbateri să-și aibă mersul lor firesc. Adică, în 2007, în momentul în care noi ne-am agitat foarte tare și ne-am speriat, am anunțat populația, unde s-au prezentat masiv la acea dezbatere publică, la care fiecare s-a comportat așa cum a înțeles. Multe din comportamentele celor care au fost acolo n-au fost agreate de noi. Drept replică, în august 2005, au înțeles că trebuie să dea ceva asemănător, umplându-și sala de angajați. Iar în momentul în care noi, cei care aveam ceva de spus în ceea ce privește dezbaterea, ne-a fost foarte greu ca să ne putem exprima. Deci, în ciuda acestei înțelegeri, se repetă acest fenomen acum câteva săptămâni în urmă. Și doar ca să vă dau un exemplu, adică să vă exemplific sau să aveți o imagine la nivelul general a ceea ce s-a întâmplat acolo, timp de o oră, angajații Cronoșpanului nu au făcut altceva decât să bată câmpii. Nu au făcut altceva decât să, sau mai bine spus, am putea asemăna această dezbatere publică cu acea ședință a oamenilor muncii de pe vremea odiosului. I-am lăsat până în ultimul moment, iar în ultimul moment am intervenit cu o serie de probleme pertinente, zicem noi, pe care cei de la RPM Sibiu s-au bucurat că le-am pus pe masă. Nu știu ce se va întâmpla la dezbaterea de mâine, să sperăm că nu vor avea sau nu s-a înrădăcinat această practică neortodoxă și că vor lăsa ca cetățenii Brașovului să poată să-și spună punctul de vedere în ceea ce privește această investiție. Mulțumesc, dacă eventual sunt întrebări. Dar ce înseamnă mari probleme de poluare la nivelul municipiului Brașov concret? Ce înseamnă mari probleme? A spus mai înainte, Cronoșpanul de la Scupin vă dă mari probleme de poluare în municipiului Brașov. Eu am spus că... Da. Răspund eu. Problema se pune în felul următor. Domnul a spus de asta, voi am spus. Da, argumentat. Este o problemă cine răspunde. Referitor la fabrica din Brașov, conform declarațiilor făcute de PR manager Mona Modea, fabrica de la Brașov va produce undeva în jur de 360.000 de metri cubi de materie, de produs finit. Conform legislației în vigoare, în momentul ăsta în România, asta ar însemna în jur de 1500 de kilograme de praf extrem de fin, denumit ca și PM10, clasificat de Organizația Mondială de Sănătate ca fiind cancerigen și ca fiind un extrem de puternic poluator. Conform declarațiilor cu ceea ce se va întâmpla la Brașov, acest praf va fi zilnic la noi. Conform studiului de vânturi realizat de către Universitatea Transilvania, cu multă vreme înainte, tot acest praf